Prezentare meniu DVR Safer D2004V. Vizualizare pe o cameră sau pe patru camere. Acum intrăm în meniu de setup. În mod inițial DVR-ul nu are parolă. Video playback sau vizualizare înregistrări. Se alege data de la până la. Se apasă butonul search. O să apară niște linii în cazul în care avem înregistrări și apăsăm butonul de playback. Video backup sau salvări de video. Tot așa se alege data de intrare și data de ieșire, end și time. Se dă search și backup pe un stick USB. Pe System Tools avem managementul utilizatorilor. Se pot adăuga, modifica utilizatorii, se pot da drepturile pentru admin sau regular user, întreținerea sistemului se poate upgrada pentru un firmware de pe un stick USB. Acolo sunt setările, reîntoarcerea la setările de fabrică. La sistem setup avem câteva categorii. General setup, unde avem setări de dată, oră. Encode setup sau rezoluția de vizualizare, respectiv de înregistrare. D1 este 700x500. Se pot copia setările pentru toate camerele. Pentru înregistrări avem tipul de înregistrări la orar, la mișcare sau pe senzor. În acest caz avem acele trei bare colorate diferit. Putem salva setările pentru toate cele patru camere. Setări de rețea. Aici se introduce IP-ul static sau DHCP. De obicei se folosește IP-ul static de pe router, din clasa de IP-uri de pe router. Avem data port și web port. Avem și setări vis-a-vis de dinamic DNS pe cele câteva servicii gratuite unde trebuie să vă creați cont. Aici sunt setările pentru camere și pentru ieșirea video, rezoluția de ieșire. Setări de culoare, tot ce ține de calitatea imaginii. Aici este setarea, se fac setările pentru detecția la mișcare. La fel putem să setăm setările pentru toate cele patru camere. Aici sunt setările de PTZ, avem două protocoale, PELCO-D și PELCO-P, bitrate variabil la 2400, setările de senzor, în cazul în care se folosesc senzorii pe intrare. Și cam asta a fost tot.